1958 de cazuri noi de COVID-19 sunt raportate în România, ajungându-se la un total de 1.773.845 de cazuri. Dintre acestea, 1.670.101 persoane au fost declarate vindecate. Astfel, în ultimele 24 de ore, în județul Arad s-au înregistrat 92 de cazuri noi, în Caraș-Severin și Dolj sunt 39 de cazuri, Gorjul are 8 cazuri noi, Hunedoara are 68 de cazuri, Mehedinți 10, iar județul Timiș are 121 de cazuri noi. Incidența cazurilor de îmbolnăvire este la Arad de 3,78 la 1000 de locuitori, în Caraș-Severin este de 2,13, în Dolj de 1,21, Gorjul are o incidență de 1,08, Hunedoara de 2,9, Mehedinți de 1,34, iar județul Timiș are o incidență de 2,94 la 1000 de locuitori. România are înregistrate 55.989 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu SARS-CoV-2, 160 de decese înregistrându-se în ultimele 24 de ore, inclusiv în județele Arad, Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinți și Timiș. 8.338 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 mai sunt internate în unitățile sanitare de profil din România în acest moment, dintre care 1.312 sunt pe secțiile de terapie intensivă. Agenția Europeană pentru Medicamente a aprobat administrarea vaccinului anticovid dezvoltat de Pfizer pentru copii cu vârste între 5 și 11 ani. Dozele destinate celor mici vor veni în recipiente speciale, iar centrele în care se vor face injecțiile vor avea marcaje specifice. Vor veni în flacoane cu câte 10 doze, iar cei mici vor primi 10 micrograme la fiecare injecție. Sunt recomandate două injecții la interval de 3 săptămâni. Vaccinul va avea termen de valabilitate 10 săptămâni la temperaturi cuprinse între 2 și 8 grade. Decizia finală privind autorizarea vaccinului pentru copiii sub această vârstă va fi luată de Comisia Europeană. Se va impune un nou termen de valabilitate pentru pașapoartele de vaccinare. Uniunea Europeană recomandă un termen de 9 luni pentru cei care vor să călătorească în țările membre ale Uniunii. Astfel, va fi necesară imunizarea cu cea de-a treia doză după perioada de 9 luni de la ultimul vaccin. În Franța, valabilitatea a fost redusă deja la 7 luni în cazul în care nu a fost administrată cea de-a treia doză. Elevii, profesorii și angajații de la stat vor avea ziua de 29 noiembrie liberă, astfel că vor beneficia de o mini-vacanță prelungită. Există însă situații în care activitatea profesională nu poate fi întreruptă, iar personalul nu își va putea lua liber în această zi. Una dintre excepții sunt instanțele judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în ziua de 29 noiembrie, precum și participanții la procese. Pentru recuperarea zilei de muncă, instituțiile și autoritățile publice își vor prelungi programul de lucru în așa fel încât, până în 31 decembrie, orele pierdute să fie recuperate. Mai multe șantiere vor fi deschise în 10 puncte de pe autostrada A1 pentru servicii de alimentare cu carburanți, încărcarea mașinilor electrice și repaus pentru șoferi. 4 dintre aceste puncte sunt în Timiș. Dotările din cele 10 puncte de șantier ale autostrăzii vor cuprinde parcări, toalete publice, stații de încărcare, precum și spații comerciale. Acestea vor fi amplasate în paralel, pe o parte și pe alta carosabilului. În unele puncte există deja spații comerciale sau de alimentare, iar acestea vor fi modernizate. Pe sectoarele A1, care aparțin Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, se vor face modernizări în mai multe puncte, precum la Șagu, Giarmata, Recaș și Traian Vuia, dar și la Făget, Ilia și Orăștie. Lucrările vor dura aproximativ un an, timp în care trebuie realizate toate dotările necesare, inclusiv întreținerea ulterioară a spațiilor. Astfel de șantiere vor mai fi și pe A1 Pitești-București și A2 Cernavodă-Constanța. Ministerul Culturii nu mai oferă nimic pentru Timișoara, capitală cultural europeană. Vestea proastă a venit de la guvern, care a anunțat că se vor lua 37 de milioane de lei, bani alocați inițial programului Timișoara, capitală a culturii. Cu banii puși deoparte, Ministerul Culturii s-a gândit să plătească salariile angajaților de la instituțiile din subordine. Ministrul Culturii, Lucian Romașcu, a mai condus ministerul și în anul 2017. Potrivit noului program de guvernare, Timișoara ar trebui să primească 138 de milioane de lei pentru infrastructura culturală. O nouă dezbatere pe tema Timp Parcului a avut loc la Timișoara, a patra pe același subiect. Cu ocazia întâlnirii s-a discutat despre intenția de achiziționare a două vehicule cu cameră care să identifice automat toate mașinile. Potrivit viceprimarului Ruben Lațcău, se dorește modernizarea și automatizarea vechiului sistem. Tot în cadrul ședinței, Tiberiu Negrei a mărturisit că unul dintre motivele pentru care a cerut această dezbatere este și lipsa informațiilor legate de salarizare. Prin noul sistem se încearcă identificarea mașinilor parcate fără taxă. În urma dezbaterilor s-a decis ca prefectura, Consiliul Județean Timiș și alte instituții de interes public pot avea locuri de parcare rezervate, dar până la maximum 20% din spațiul lor de parcare. Locurile sunt rezervate, dar nu gratuite, ca până acum. Timișoara are aproximativ 47.000 de locuri de parcare, iar Timpark administrează mai puțin de 10.000 de locuri.
Pacienții Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu vor beneficia de echipamente medicale performante. Va fi încheiat un acord pentru furnizarea 10 ventilatoare pentru compartimentele ATI din unitatea medicală. De asemenea, vor fi disponibile și două stații de sterilizare cu aburi ultramoderne. Bugetul total pentru echipamentele de care are nevoie Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu este de peste 1,6 milioane de lei fără TVA. Luna viitoare este programată licitația, iar în cazul în care va fi stabilit un câștigător, atunci se va trece la semnarea contractului pentru furnizarea aparaturii respective. Unitatea medicală din Târgu Jiu ia în calcul o prelungire a pandemiei de coronavirus și vrea să dispună de echipamentele necesare pentru salvarea vieții pacienților. Tot mai multe spitale din țară s-au confruntat cu incendii în perioada pandemiei. Intervenția pompierilor militari s-a produs după câteva minute, timp suficient totuși pentru ca să se producă pierderi de vieți omenești, respectiv de bunuri. Un serviciu privat pentru situații de urgență ar însemna prezența a 24 de ore din 24 în zona pavilioanelor cu ATI, dar și în zona cu echipamente care folosesc energie electrică și oxigen. Prin urmare, s-ar interveni imediat în cazul în care s-ar produce incendii sau alte tipuri de evenimente grave. Noua bancnotă de 20 de lei va fi pusă în circulație din 1 decembrie. Este prima bancnotă pe care este prezentă o personalitate feminină, Ecaterina Teodoroiu, erou în primul război mondial. Astfel, sunt susținute egalitatea de gen și rolul major al personalităților feminine în istoria și societatea românească. În scopul protejării împotriva falsificării, bancnota include o serie de elemente de siguranță, unele destinate publicului și altele detectabile cu aparatură specială destinate lucrătorilor din sistemul bancar. Președintele Consiliului Județean, Alin Nica, a vorbit despre soluții pentru salvarea Timișoarei din criza agentului termic. Pe lângă propunerea unei centrale care să utilizeze energia geocentrală, se numără și instalarea unei microcentrale nucleare care să producă energie electrică și să cogenereze căldura necesară încălzirii celor 55.000 de apartamente racordate acum la Colterm. Pe același subiect a vorbit și în trecut, când a acuzat administrația de dezinteres și lipsă de implicare. Cu doar câteva zile înainte de marea deschidere a târgului de Crăciun de la Timișoara, primăria anunță noi schimbări. În cea mai mare parte a târgului, accesul se va face doar în baza certificatului verde. Astfel, în piața Operei și în piața Libertății, oamenii vor trebui să prezinte documentul, inclusiv pentru a pătrunde în zona patinoarului. Pe strada Mărășești, unde vor fi amplasate standurile cu mâncare, nu va exista o persoană desemnată de primărie pentru verificarea certificatelor, această obligație revenind fiecărui comerciant. Târgul de Crăciun de la Timișoara se va deschide miercuri, 1 decembrie, și se va desfășura până în 15 ianuarie 2022. În prima zi vor urca pe scenă soliștii Olguța Berbec, Angelica Flutur, Răzvan Rădos, formația Timișul și TM Groove. Spectacolele vor continua cu excepția zilei de 17 decembrie, când va fi doliu național. Iluminatul festiv va fi aprins de Ziua Națională a României la ora 18.